mai multe cauze. Centrul Antidrog Giurgiu face parte din cadrul Agenției Naționale Antidrog. Acesta este o structură a Ministerului Afacerilor și Internelor și are ca obiectiv asigurarea activităților de prevenire a consumului de droguri pe raza județului Giurgiu. Activitățile de prevenire se fac în baza strategiei județene Antidrog 2014-2016, precum și a protocoalelor încheiate cu celelalte instituții ale administrației publice locale. În primul semestru s-au desfășurat acțiuni pe trei paliere: acțiuni de informare, prevenire și educare. Acestea s-au desfășurat în școli, în familii și în comunitate. De asemenea, s-au desfășurat acțiuni de evaluare și consiliere psihologică a persoanelor care se află la debut în consumul de droguri, precum și tratament substitutiv care se acordă persoanelor care sunt deja consumatoare de droguri. Fenomenul drogurilor ne afectează și pe noi, vorbind la nivelul județului, nu cu aceeași amploare față de alte zone, Giurgiu fiind cunoscut mai ales ca o zonă de tranzit și nu ca o zonă cu un consum deosebit. Câte persoane v-au solicitat? Solicitări de consiliere și tratament în această perioadă nu au fost foarte multe. Au fost 14 solicitări, incluzând aici solicitările venite, să spunem, din comunitate, dar și solicitările de la penitenciarul Giurgiu. Segmentul de vârstă a acestor persoane nu poate fi încă definit, însă cei care au cerut ajutor în lupta cu drogurile au vârste de peste 22 de ani. Cei care au solicitat consiliere psihologică, dar și tratament, au luat această decizie în urma pierderilor financiare, dar și a sprijinului celor dragi și a sănătății. Potrivit comisarului șef Marian Gogoneață, persoanele care doresc să renunțe definitiv la droguri trebuie să demonstreze că au o voință de fier, aceasta reprezentând și cheia succesului în lupta cu substanțele stupefiante. Există însă și persoane care, deși inițial se pare că au câștigat lupta, de fapt au pierdut. Sunt cazuri, din experiența anterioară pot să vă spun, sunt cazuri destul de multe când persoanele încep tratamentul substitutiv, rămân în acest tratament 6 luni, un an, chiar și mai mult, pot fi considerate vindecate, ele pleacă fără să mai aibă dependență de drogul respectiv și după un an, 2, 3, 5 apar din nou cu solicitări de acest gen. Asta demonstrează că au început să consume din nou. Cei mai vulnerabili în ceea ce privește consumul de droguri sunt tinerii care de cele mai multe ori ajung să consume droguri din curiozitate. Etnobotanicele prezentau până nu demult cele mai utilizate substanțe pe care tinerii le procurau de la magazinele deschise la colț de stradă. Acum în oraș astfel de magazine nu mai există. Astfel de magazine nu mai există. Au existat până acum câțiva ani datorită unor lacune în legislație. Legislația din ziua de azi este, aș putea spune, chiar drastică. Nu se mai permite comercializarea acestor substanțe. Etnobotanicele au fost trecute total în afara legii, sunt considerate droguri și pedepsele sunt pe măsură. Dacă magazinele nu mai sunt singura posibilitate și cea mai des folosită, rămâne internetul. Potrivit comisarului șef Marian Gogoneață, fenomenul drogurilor în Giurgiu nu este unul îngrijorător, atâta timp cât numărul cazurilor înregistrate nu arată o situație exagerată. Cei care doresc să renunțe la consumul de droguri pot solicita ajutorul Centrului Antidrog din municipiu.